Sistemul informațional de asistență medicală primară va avea numeroase avantaje pentru pacienți. Unul dintre acestea este crearea dosarului electronic al pacientului și programarea online a medicul de familie. Acest sistem va permite solicitarea rezultatelor investigațiilor medicale la adresa electronică sau la telefonul mobil, vizualizarea prescripțiilor medicale, accesarea și consultarea acestora de către alți medici specialiști. Aceasta ar ușura activitatea în continuare a medicilor de familie, asistenții medicali sau unii asistenți medicali ar completa baza de date în acest sistem informațional și medicul de familie ar avea mai mult timp și posibilitate de a comunica mult mai mult cu pacientul. Medicii din orașul Strășeni sunt de părere că sistemul informațional va eficientiza calitatea serviciului medical și va economisi surse importante de bani. Dacă va fi introdus, va fi un lucru bun, va fi mult mai ușor pentru lucrătorii noștri de la recepție. Cu părere de rău, pacienții noștri nu sunt învățați să aștepte, să îndeplinească tot ce le indică medicii de familie, că o consultație la specialist conform normelor metodologice, acești pacienți trebuie să fie examinați. Cu analiza generală de sânge minimal, cu electrocardiograma, cu fluorografia, cu alte investigații. Locuitorii orașului Strășeni nu au auzit despre sistemul informațional de asistență medicală primară, dar salută această idee. Până acum nu am auzit de aceasta, dar cred că va fi un eveniment foarte important atât pentru noi cât și pentru medici. Cred că aceasta va face timpul să fie mai eficient, să organizăm noi timpul de a pleca la medic atât cât și medicii să ne primească. Da, îmi place această idee. Cum credeți? Va eficientiza timpul la dumneavoastră ca pacient sau a medicilor? Pentru cine mai bine? Adică? Și pentru noi, cred că și pentru medic. Nu am auzit de acest program, dar cred că este o idee foarte bună și va fi mai eficient și pentru pacienți, și pentru doctori. Nu se vor forma rânduri, nu va fi atât de greu să ajungi la doctor. Cred că e o idee foarte bună și va fi mai bine pentru toți. Unii cetățeni se arată sceptici față de schimbările ce urmează a fi implementate. Desigur nu, pentru că ar fi mai bine ca fiecare să avem asigurarea lor. Nu prin internet, nu faci nimic în ziua de azi cu internetul ăsta. E mai bine că să ai documentul la mână și... Octavian Gramă, viceministru al Sănătății, consideră că noul sistem informațional este benefic pentru eficientizarea serviciilor medicale. Pe viața pacientului, în momentul în care toată informația despre pacient se va găsi într-o mapă în cadrul acestor instituții, bineînțeles că este foarte simplu, cunoscând toată biografia și având istoria bolii, este foarte simplu pentru medic. Adică pacientul are acces la fișa lui. Bineînțeles, pacientul poate comunica, pacientul cunoaște. Acum sistemul informațional este testat în 20 de instituții din toată țara, iar autoritățile își propun ca acesta să fie funcțional în toate instituțiile medicale din Republica Moldova până la sfârșitul anului curent.